Tania Pavel are 8 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și sora ei mai mică, Otilia. Se distrează mereu în familie. Noi în familie ne place să stăm împreună, să ne jucăm multe feluri de jocuri și să stăm împreună mult și bine. Tania face cursuri de engleză, înnoată și se dă cu rolele. Nu pot să mă vezi niciodată ieșind afară cu papuci. Mă vezi cu rolele mereu. Îmi place foarte mult să mă dau și pe role. Dar cea mai mare pasiune a ei este desenatul. Îmi place foarte mult pentru că îmi dă inspirație și îmi place cum, când mă supăr. Mie îmi dă veselie când desenez, adică nu mai sunt supărată. Când se face mare, vrea să devină medic veterinar. Pentru că ajută animalele și animalele sunt drăguțe și pufoase și haioase. Dacă ar avea o emisiune la radio, ar vorbi despre... Despre pictură, despre animale și cum îmi place să mă dau pe role. Tania, ai vreun defect? Păi toți oamenii au defecte și mie mi se pare că nu am. Săptămâna aceasta la Școala de Supereroi Țibiți învață oul pe găină. Oul este Tania Pavel de 8 ani. Urmărește-o cum crește supererou.